Energinomics.ro vă oferă minutul de energie. Dezvoltarea firmelor ESCO este întârziată în România de bariere legislative, fiscale, financiare și de reglementare. Cătălin Dragostin, președintele Asociației ESCO Rom, face referire la faptul că inspectorii ANAF contestă corectitudinea încadrării anumitor activități de eficiență energetică. În plus, procedurile de achiziții publice exclud o parte din companiile ESCO, ceea ce împiedică reducerea cheltuielilor cu energie ale instituțiilor publice. România a doborât 22 de poziții în ultimii 4 ani în clasamentul celor mai atractive piețe pentru investiții în regenerabile, ajungând pe poziția 35, arată un raport realizat de compania EY. În 2011, România era pe locul 13 la nivel mondial între țările cele mai atractive pentru astfel de investiții, dar schimbările legislative și lipsa predictibilității au determinat scăderea accentuată a activității României pentru investitorii în energie curată, arată raportul. Asociația Română a Biomasei și Biogazului a propus autorităților sprijinirea unui program de realizare până în 2020 a 950 de MW electrici și 4000 de MW termici, care să utilizeze biomasa și biogazul. Astfel, România va putea atrage investiții de circa 500 de milioane de euro, care ar putea crea 20.000 de locuri de muncă directe și alte 40.000 indirecte, vor aduce energie termică ieftină și un spor de competitivitate pentru industrie de circa 10%. Liderii Uniunii Europene vor discuta în 19 martie despre consolidarea aplicării legislației energetice după ce Comisia Europeană a semnalat că va înăspri supravegherea în aplicarea normelor de eficiență energetică. Executivul comunitar este pe cale să lanseze proceduri de infringement împotriva statelor membre care nu au pus în aplicare în mod corespunzător legislația de eficiență energetică, a declarat Comisarul European pentru Climă și Energie, Miguel Arias Cañete. Energinomics.ro v-a oferit minutul de energie.